La naștere, pielea bebelușului este acoperită de vernix, o peliculă protectoare. Medicii spun că în prima săptămână sau până la căderea bontului ombilical, spălarea și îngrijirea trebuie să fie delicate și doar cu produse speciale pentru nou-născuți. Pielea bebelușilor este în mod natural mai sensibilă decât cea a adulților și se poate irita cu ușurință. La fiecare schimbare de scutec se recomandă spălarea cu apă sau folosirea șervețelelor umede fără parfum. Pielea este organul care la fel are nevoie de acomodare la mediul extern și îngrijirea pielei este primordială la această vârstă, deoarece lipsește stratul de barieră hidrolipidică la această categorie de vârstă. E important să folosim creme sau loțiune cu efect de hidratare, emoliente, pentru a proteja prin așa metodă pielea de acțiunea factorilor de mediu. Dacă pielea bebelușului este destul de uscată, dacă s-a născut la mami cu deficit de vitamine, de proteine, poate fi uscat. Atunci noi folosim după băiță cu ierburi, băiță cu uleiuri, se poate, da? Noi după băiță prelucrăm pielea copilului cu uleiuri speciale pentru copii, emoliente, creme cu oxid de zinc, este mai bine după o lună de zile. Pielea foarte, foarte uscată, atunci noi utilizăm acest ulei de 3-4 ori pe zi. Cremele emoliente noi le folosim anume la copii cu dermatite atopice, cu dermatite alergice, da, noi putem de acum utiliza creme emoliente. Chiar și în zona scuticilor, acolo deseori avem zone de hiperghiperemie, deci puțin iritate, este foarte bine de folosit mai bine pudră pentru copii care usucă. Medicii spun că între 3 și 6 luni se poate depista dacă pielea bebelușului este uscată sau atopică. Pentru pielea uscată se folosesc produse ce au rol hidratant. Pentru pielea atopică se vor folosi produse pentru piele sensibilă, cu rol antialergic și antiinflamator. Specialiștii menționează că și atunci când îi facem baie copilului, trebuie să ținem cont de anumite reguli pentru a nu dăuna pielii. Scăldatul se face cu apă călduță și nu trebuie să dureze prea mult și hainele trebuie să fie din stofe naturale. Este importantă igiena pielei bebelușilor. Trebuie să oferim copilului baie zilnică, da? Cu produse special create pentru vârsta respectivă, care ar trebui să fie ideal hipoalergice, fără parabeni, fără arome. Să le folosim atât în procesul spălării, da? Cum ar fi săpunul sau gelul pentru baie, atât și o cremă sau un balzam după baie pentru a hidrata pielea. Produsele de îngrijire pentru bebeluși trebuie să fie adaptate pielilor fragile. Ca opțiune există produsele HIP, hipoalergenice, fără ingrediente toxice, curăță delicat pielea, o hidratează și o protejează.